A doua carte a cronicilor sau cartea a doua paralipomene. Istoria lui Solomon. Capitolul 1. Solomon împărat. Solomon fiul lui David s-a întărit în domnie, Domnul Dumnezeul lui a fost cu el și l-a înălțat din ce în ce mai mult. Solomon a poruncit întregului Israel, căpetenilor peste mii și sute, judecătorilor, mai marilor întregului Israel, căpetenilor caselor părintești. Și Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțimea de la Gabaon. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat Iarim la locul pe care îl pregătise, căci îi întinsese un cort la Ierusalim. Tot acolo se afla, înaintea cortului Domnului, altarul de aramă pe care îl făcuse Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur. Solomon și adunarea au căutat pe Domnul și acolo, pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii, a adus Solomon domnului o mie de arderi de tot. În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și a zis, Cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns lui Dumnezeu, tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne, Dumnezeule, împlinească-se făgăduința ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea pământului. Dă-mi dar înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor, căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare? Dumnezeu a zis lui Solomon. Fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci ceri pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul meu, peste care te-am pus să domnești, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogății, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine. Avuția lui Solomon Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălțimea de la Gabaon și cortul întâlnirii și a domnit peste Israel. Solomon a strâns care și călărime. Avea 1.400 de care și 12.000 de călăreți, pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie. Solomon își aducea caii din Egipt. O ceată de negustori ai împăratului se duceau și îi luau în cete pe un preț hotărât se duceau și aduceau din Egipt un car cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei. Capitolul 2. Pregătirile lui Solomon pentru zidirea templului Solomon a poruncit să se zidească o casă numelui Domnului și o casă împărătească pentru el. Solomon a numărat 70.000 de de oameni ca să ducă sarcinile, 80.000 de mii ca să taie pietre pe munte și 3.600 ca să-i privegheze. Solomon a trimis să spună lui Hiram, împăratul tirului, fă -mi și mie cum ai făcut tatălui meu David, căruia i-ai trimis cedrii ca să-și zidească o casă de locuit." Iată, eu înalț o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să-i închin lui, să ard înaintea lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte și să aduc arderile de tot de dimineață și de seară, în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veșnică pentru Israel. Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toți Dumnezeii. Dar cine poate să izidească zidească o casă când cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Și cine sunt eu ca să-i zidesc o casă decât doar ca să ard tămâie înaintea lui?" Trimite-mi dar un om iscusit în lucrarea aurului, argintului, aramei și fierului, a materiilor vopsite în purpură, a materiilor de culoarea cârmâzului și de culoare albastră și care să cunoască săpătura în lemn, ca să lucreze cu meșterii iscusiți care sunt la mine în Iuda și la Ierusalim și pe care i-a ales tatăl meu David. Trimitem din Liban și lemn de cedru, de chiparos și de santal, căci știu că slujitorii tăi se pricep să taie lemne din Liban. Iată că slujitorii mei vor fi cu ai tăi. Să mi se pregătească lemn din belșug, căci casa pe care o voi zidi va fi mare și măreață. Slujitorilor tăi care vor tăia, care vor dobori jos lemnele, le voi da 20.000 de, de cori de grâu trăierat, 20.000 de, de cori de orz, 20.000 de, de bați de vin și 20.000 de, de bați de unt de lemn. Hiram, împăratul Tirului, a răspuns astfel printr-o scrisoare pe care a trimis-o lui Solomon. Pentru că Domnul iubește pe poporul său, de aceea te-a pus împărat peste ei. Hiram a mai zis, binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a făcut cerurile și pământul, că a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă împărătească pentru el. Îți trimit dar un om meșter și priceput, pe Huram Abi, fiul unei femei dintre fetele lui Dan și al unui tată Tirian. El este meșter pentru lucrările în aur, în argint, în aramă și în fier, în piatră și în lemn, în materii vopsite, în purpură și în albastru, în materii de vison și cârmâz și pentru orice fel de săpături și lucruri meșteșugite care îi se dau de făcut. El va lucra cu oamenii tăi iscusiți și cu oamenii iscusiți ai domnului meu David, tatăl tău. Acum, domnul meu să trimeată slujitorilor tăi grâul, orzul, unt de lemnul și vinul de care a vorbit. Și noi vom tăia lemne din Liban atât cât vei avea nevoie. Ți le vom trimite pe mare, în plute, până la Iafo și de acolo tu le vei sui la Ierusalim. Solomon a numărat pe toți străinii care erau în țara lui Israel și a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său David. S-au găsit 153.600 și a luat din ei 70.000 ca să poarte sarcinile, 80.000 să taie pietre în munte și 3.600 ca să privegheze și să îndemne pe popor la lucru. Capitolul 3. Zidirea templului Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David în locul pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul. A început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei lui. Iată pe ce temelii a zidit Solomon casa lui Dumnezeu. Lungimea, în coți de măsura cea veche a coților, era de 60 de coți, iar lățimea de 20 de coți. Pridvorul dinainte avea 20 de coți lungime, cât era de lată casa, și 120 de coți înălțime. Solomon l-a acoperit pe din lăuntru cu aur curat. A îmbrăcat cu lemn de chiparos casa cea mare, a acoperit-o cu aur curat și a săpat pe ea finici și împletituri de lănțișoare. A acoperit casa cu pietre scumpe ca podoabă și aurul era aur din parvaim a acoperit cu aur casa, bârnele, pragurile, pereții și ușile și a pus să sape heruvimi pe pereți. A făcut casa locului prea sfânt. Ea era lungă de 20 de coți, cât lărgimea casei, și largă de 20 de coți. A acoperit-o cu aur curat care prețuia 600 de talanți. Greutatea aurului pentru cui se ridica la 50 de siclii. A îmbrăcat cu aur și odăile de sus a făcut în casa locului prea sfânt doi heruvimi săpați și i-a acoperit cu aur. Aripile heruvimilor aveau o lungime de 20 de coți. Aripa celui din tâi, lungă de cinci coți, atingea zidul casei și cealaltă aripă, lungă tot de cinci coți, atingea aripa celui de-al doilea heruvim. Aripa celui de-al doilea heruvim, lungă de cinci coți, atingea zidul casei și cealaltă aripă, lungă tot de cinci coți, se unea cu aripa celui din tâi heruvim. Aripile acestor heruvimi, întinse, aveau douăzeci de coți. Ei stăteau în picioare, cu fața întoarsă spre casă. A făcut perdeaua albastră, purpurie și cărmizie și de insubțire și a lucrat heruvimi pe ea. Cei doi stâlpi de aramă a făcut înaintea casei doi stâlpi de 35 de coți înălțime, cu un cap de cinci coți în vârful lor. A făcut niște rețele ca acelea care erau în locul prea și le-a pus pe vârful stâlpilor. Apoi a făcut o sută de rodii pe care le-a pus pe rețele. A așezat stâlpii în partea dinainte a templului, unul la dreapta și altul la stânga. A numit pe cel de la dreapta Iachin și pe cel de la stânga Boaz. Capitolul 4. Altarul de aramă, Maria și Ligienele. A făcut un altar de aramă lung de 20 de coți, lat de 20 de coți și înalt de 10 coți. A făcut Marea Turnată. Ea avea 10 coți de la o margine la alta. Era rotundă de tot, înaltă de 5 coți și un fir de 30 de coți ar fi înconjurat-o. Sub marginea ei, de jur împrejur, erau niște chipuri de boi, câte zece de fiecare cot, de jur împrejurul mării. Boii, așezați pe două rânduri, erau turnați dintr-o singură bucată cu ea. Era așezată pe 12 boi, dintre care trei întorși spre miază noapte, trei întorși spre apus, trei întorși spre miază zi și trei întorși spre răsărit. Maria era așezată pe ei și toată partea din dărăta trupurilor lor era în lăuntru. Grosimea ei era de un lat de mână și marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de bați. A făcut zece ligiene și a pus cinci la dreapta și cinci la stânga, ca să slujească la curățiri. În ele se spălau feluritele părți ale arderilor de tot. Maria era pentru spălarea preoților. Celelalte lucruri și unelte pentru templu. A mai făcut zece sfeșnice de aur după porunca privitoare la ele și le-a așezat în templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. A mai făcut zece mese și le-a așezat în templu, cinci la dreapta și cinci la stânga. A mai făcut o sută de potire de aur. A mai făcut curtea preoților și curtea cea mare cu porțile ei, ale căror aripile a acoperit cu aramă. A așezat Maria în partea dreaptă, la miază zi răsărit. Hiram a făcut cenușarele, lopețile și potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon să o facă pentru casa lui Dumnezeu. Doi stâlpi cu cele două capete și coperișurile lor cu cununi de pe vârful stâlpilor. Cele două rețele pentru acoperirea celor două coperișuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor, cele 400 de rodi pentru cele două rețele, câte două șiruri de rodi pentru fiecare rețea, pentru acoperirea celor două coperișuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor, cele 10 temelii și cele 10 ligiene de pe temelii, Maria și cei 12 boi de subia, cenușarele, lopețile și furculițele. Toate aceste unelte pe care le-a dat Împăratul Solomon lui Huram Abi să le facă pentru casa Domnului erau de aramă lustruită. Împăratul a pus să le toarne în câmpia Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot și Țereda. Solomon a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei. Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru casa lui Dumnezeu. Altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicele și candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse după poruncă înaintea locului preasfânt, florile, candelele și mucările de aur, de aur foarte curat. Cuțitele, potirele, ceștile și cățuile de aur curat. Și aripile de aur pentru ușa din lăuntru a casei, de la intrarea locului preasfânt și pentru ușa casei de la intrarea templului. Capitolul 5. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului tatăl său David și le-a pus în visteriile casei lui Dumnezeu sfințirea templului. Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile semințiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au adunat la împărat pentru sărbătoarea din luna a șaptea. Când au ajuns toți bătrânii lui Israel, leviții au ridicat chivotul au adus chivotul, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au dus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel, chemată la el, a stătut înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi care nu se pot nici socoti, nici număra din pricina mulțimii lor. Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaș al casei, în locul prea sfânt, sub aripile heruvimilor. Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Drugilor li se dăduse o astfel de lungime, încât capetele lor se vedeau la o depărtare de chivot dinaintea sfântului locaș, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de azi. În chivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise în Horeb când a făcut domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din Egipt. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină și rul cetelor și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Jedutun, fiii și frații lor, îmbrăcați în in subțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale alăute și arfe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, Căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. CAPITOLUL 6 Binecuvântarea rostită de Solomon. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Și eu am zidit o casă care ți va fi locuința, un loc unde vei locui în veci. Împăratul și-a întors fața și a binecuvântat toată adunarea lui Israel. Și toată adunarea lui Israel stătea în picioare. Și el a zis: Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura sa tatălui meu David și a împlinit prin puterea sa ce spusese când a zis: Din ziua când am scos pe poporul meu din țara Egiptului, n-am ales nicio cetate dintre toate semințiile lui Israel ca să se zidească acolo o casă în care să locuiască numele meu și n-am ales pe niciun om care să fie căpetenia poporului meu Israel. Ci Ierusalimul l-am ales pentru ca în el să locuiască numele meu, și pe David l-am ales ca să domnească peste poporul meu Israel. Tatăl meu David avea de gând să zidească o casă numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel. Și Domnul a zis tatălui meu David: Fiindcă ai avut de gând să zidești o casă numelui meu, bine ai făcut că ai avut gândul acesta numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău, ieșit din tine, va zidi numelui meu o casă. Domnul a împlinit cuvântul pe care îl spusese. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe scaunul de domnie al lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit o casă numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel am așezat în ea chivotul în care este legământul Domnului, legământul pe care l-a făcut el cu copiii lui Israel. Rugăciunea lui Solomon Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile, căci Solomon făcuse o treaptă de aramă și o pusese în mijlocul curții. Ea era lungă de cinci coți, lată de cinci coți și înaltă de trei coți. Așezut pe ea, s-a așezat în genunchi în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile spre cer și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine în ceruri și pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea ta față de robii tăi care umblă înaintea ta cu toată inima lor. Astfel, ți-ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta împlinești astăzi prin puterea ta. Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis, Niciodată nu vei fi lipsit înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnie al lui Israel numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să meargă în legea mea cum ai mers tu înaintea mea. Împlinească-se, dar, Doamne, Dumnezeul lui Israel, făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David. Dar ce? Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu... Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face robul tău. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul tău în locul acesta. Ascultă cererile robului tău și ale poporului tău Israel, când se vor ruga în locul acesta. Ascultă din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă și iartă. Dacă va păcătui cineva împotriva aproape lui său și se va pune peste el un jurământ ca să-l facă să jure, și dacă va veni să jure înaintea altarului tău în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, lucrează și judecă pe robii tăi o sândește pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui. Fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăția lui. Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului tău Israel, și adu-i înapoi în țara pe care ai dat-o lor și părinților lor. Când cerul va fi închis și nu va fi ploaie din pricina păcatelor lor împotriva ta, dacă se vor ruga în acest loc și vor da slavă numelui tău și dacă se vor întoarce de la păcatele lor pentru că îi vei fi pedepsit, Ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău Israel, învață-i calea cea bună în care trebuie să meargă și trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moștenire poporului tău. Când vor fi în țară foametea, ciuma, rugina în grâu și mălura, lăcustele de un soi sau altul, când vrăjmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de vreun fel, dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri, și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Răsplătește fiecăruia după căile lui, tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima copiilor oamenilor, ca să se teamă de tine și să umble în căile tale tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri. Când străinul, care nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o țară depărtată, din pricina numelui tău celui mare, din pricina mâinii tale celei tari și din pricina brațului tău întins când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o. Când va ieși poporul tău la luptă împotriva vrăjmașilor lui, urmând calea pe care îi vei porunci să o urmeze, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o în numele tău, ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă dreptate. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și când vei fi mâniat împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului care îi va duce robi într-o țară depărtată sau apropiată. Dacă își vor veni în fire, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara robiei lor și vor zice: Am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara robiei lor, unde au fost duși robi dacă ți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o numelui tău, Ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Iartă poporului tău păcatele făcute împotriva ta. Acum, Dumnezeule, ochii tăi să fie deschiși și urechile să-ți fie cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum, Doamne, Dumnezeule, scoală-te, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea și prea iubiții tăi să se bucure de fericire. Doamne Dumnezeule, nu îndepărta pe unsul tău, aduți aminte de bunătățile făgăduite robului tău David. Capitolul 7. Sfârșitul Sfințirii când și-a isprăvit Solomon în rugăciunea, s-a pogorât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele, și slava Domnului a umplut casa. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, căci slava Domnului umplea casa Domnului. Toți copiii lui Israel au văzut pogorându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ pe pardoseală, s-au închinat și au lăudat pe Domnul zicând, Căci este bun, căci îndurarea lui ține în viac. Împăratul și tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. Împăratul Solomon a jungiat 22.000 de boi și 120.000 de oi. Astfel au făcut împăratul și tot poporul sfințirea casei lui Dumnezeu. Preoții stăteau la locul lor, și tot astfel și leviții, cu instrumentele făcute în cinstea Domnului de Împăratul David, pentru cântarea laudelor Domnului, când i-a însărcinat David să mărească pe Domnul, zicând căci îndurarea lui ține în viac. Preoții sunau din trâmbițe în fața lor și tot Israelul era de față. Solomon a sfințit și mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă pe care îl făcuse Solomon nu putea cuprinde arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile. Solomon a prăznuit sărbătoarea în vremea aceea șapte zile și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. Venise o mare mulțime de oameni, de la intrarea Hamatului până la pârâul Egiptului. În ziua a opta au avut o adunare de sărbătoare, căci sfințirea altarului au făcut-o șapte zile și sărbătoarea tot șapte zile. În a 23-a zi a lunii a șaptea, Solomon a trimis înapoi în corturi pe popor, care era vesel și mulțumit de binele pe care îl făcuse domnul lui David, lui Solomon și poporului său Israel. Dumnezeu se arată lui Solomon când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce-și pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, Îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe." când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci custelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, cum am făgăduit tatălui tău David când am zis, niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămânea încremenit și va zice... Pentru ce a făcut domnul așa țării și casei acesteia? Și se va răspunde: Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele. Capitolul 8 Cetățile zidite de Solomon. După 20 de ani, în timpul cărora Solomon a zidit casa Domnului și casa lui însuși, a întărit cetățile pe care i le-a dat Hiram și a așezat în ele pe copiii lui Israel. Solomon a mers împotriva Hamatului la Tsoba și a pus stăpânire pe ea. A întărit Tadmorul în pustie și toate cetățile care slujau ca cetăți pentru merinde în Hamat. A întărit apoi Bethoronul de sus și Bethoronul de jos, ca cetăți întărite cu ziduri, porți și zăvoare. Baalatul și toate cetățile care slujeau ca cetăți pentru merinde și care țineau de el, toate cetățile pentru care, cetățile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara al cărei stăpânii era. Pe tot poporul care mai rămăsese din hetiți, din amoriți, din fereziți, din heviți și din iebusiți, care nu făcea parte din Israel, pe urmașii lor care rămăseseră după ei în țară și pe care nu-i nimiciseră copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca oamenii de corvoadă, ceea ce au fost până în ziua de azi. Solomon n-a întrebuințat ca robi pentru lucrările lui pe niciunul din copiii lui Israel, căci ei erau oamenii de război, căpeteniile lui, slujbașii lui, mai mari carelor și călărimii lui. Căpeteniile puse de împăratul Solomon în fruntea poporului și însărcinați să privegheze peste el erau în număr de 250. Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care i-o zidise, căci a zis: nevastă mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte. Rânduia la slujbei. Atunci Solomon a adus arderi de tot Domnului, pe altarul Domnului, pe care îl zidise înaintea pridvorului. Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de sabat, pentru zilele de lună nouă și pentru sărbători, de trei ori pe an, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. A pus în slujbele lor, așa cum le rânduise tatăl său David, cetele preoților după slujba lor, pe leviți după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi de slujbă în fața preoților și pe ușieri împărțiți la fiecare ușă după cetele lor, căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu. Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoți și leviți, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privința visteriilor. Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia casei Domnului și până în ziua când a fost isprăvită. Casa Domnului a fost deci isprăvită. Solomon a plecat atunci la Ețion Gheber și la Elot pe țărmul mării în țara Edomului. Și Hiram i-a trimis prin slujitorii săi corăbii și slujitori care cunoșteau Marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo 450 de talanți de aur pe care i-au adus împăratului Solomon. CAPITOLUL 9 Împărăteasa din Seba Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea una lai foarte mare și cămile încărcate cu mirodenii, aur mult de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să îl lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce-i slujau și paharnicii lui și hainele lor și treptele pe care se suia la casa Domnului. Uimită, ea a zis împăratului, Era adevărat deci ce am auzit eu în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta." Nu credeam tot ce se zicea până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înțelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt pururea înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul lui de Domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău. Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el ca să faci judecată și dreptate. Ea a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date împăratului Solomon de împărăteasa din Seba. Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon, care au adus aur din ofir, au adus și lemn mirositor și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru casa Domnului și pentru casa Împăratului, și arfe și alăute pentru cântăreți. Nu se mai văzuse așa ceva în țara lui Iuda. Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult decât adusese ea Împăratului. Apoi s-a întors și s-a dus în țara ei, ea și slujitorii ei. Avuția, înțelepciunea și mărimea lui Solomon Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur, afară de ce de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de siclii de aur bătut, și alte 300 de scuturi de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuințat 300 de siclii de aur. Și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. Scaunul acesta de domnie avea șase trepte și un așternut pentru picioare de aur care se ținea de scaunul de domnie. De fiecare parte a scaunului erau răzimători, lângă răzimători erau doi lei și pe cele șase trepte, de o parte și de alta, erau 12 lei. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăție. Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint, argintului nu i se dădea niciun preț pe vremea lui Solomon, căci împăratul avea corăbii din Tarsis care călătoreau cu slujitorii lui Hiram și la fiecare trei ani veneau corăbile din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului prin bogățiile și înțelepciunea lui. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri. Așa era în fiecare an. Solomon avea 4.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. El stăpânea peste toți împărații, de la râu până la țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Împăratul a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de mulți ca smochinii sălbatici care cresc pe câmpie din Egipt și din toate țările se aduceau cai pentru Solomon. Moartea lui Solomon Celelalte fapte ale lui Solomon, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia din Silo și în descoperirile prorocului Iedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat? Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul. Apoi Solomon a adormit cu părinții lui și l-au îngropat în cetatea tatălui său David și în locul lui a domnit fiul său Roboam. Istoria împărăției lui Iuda de la dezbinare până la robie. Capitolul 10. Dezbinarea împărăției. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt unde fugise de împăratul Solomon și s-a întors din Egipt. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și au vorbit așa. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El le-a zis, Întoarceți-vă la mine după trei zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fusese cu tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis, Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei. Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă îi vei primi bine și dacă le vei vorbi cu bunăvoință, îți vor sluji pe vecie. Dar, Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care îl înconjurau. El le-a zis: Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care mi vorbește astfel? Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: Așa să vorbești poporului acestuia care ți-a vorbit așa. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează n Să le vorbește așa. Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu. Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul, întoarceți-vă la mine peste trei zile. Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor și le-a vorbit așa după sfatul tinerilor. Tatăl meu va îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult. Tatăl meu va pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci așa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului, pe care îl spusese domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului, Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele, acum veziți de casă, Davide." Și tot Israelul s-a dus în corturile lui. Copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. Atunci, Împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel și a murit. Și Împăratul Roboam s-a grăbit și s-a suit într-un car ca să fugă la Ierusalim. Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi. Capitolul 11. Măsurile luate de Roboam. Roboam, venind la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin, 180.000 de oameni de frunte, buni pentru război, ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. Dar cuvântul Domnului a vorbit astfel lui omul omului Dumnezeu. Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda și întregului Israel din Iuda și din Beniamin. Și spunele, așa vorbește Domnul, să nu vă suiți și să nu faceți război împotriva fraților voștri. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta." Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăți întărite în Iuda. A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, Bet-țur, Soco, Adulam, Gat, Mareșa, Zif, Adoraim, Lachis, Azeca, Zoria, Ayalon și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin și a făcut din ele niște cetăți întărite. Le-a întărit, a pus în ele capitani și magazii de bucate, de unt de lemn și vin. A pus în fiecare din aceste cetăți scuturi și sulițe și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul și au părăsit locuințele și s-au dus la el căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Ieroboam a pus preoți pentru înălțimile, pentru țapii și pentru vițeii pe care îi făcuse. Aceia din toate semințiile lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim, ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Nevestele și copiii lui Roboam, Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai. Ea i-a născut fii pe Euș, Shemaria și Zaham. După ea a luat pe Maaca, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Shelomit. Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și țiitoarele lui căci a avut 18 neveste și 60 de țiitoare și a născut 28 de fii și 60 de fete. Roboam a dat cel din tâi loc lui Abia, fiul Maachei, și l-a pus căpetenie peste frații lui, căci voia să-l facă împărat. El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toți fiii săi în toate ținuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetățile întărite. Le-a dat de mâncare din belșug și le-a căutat o mulțime de neveste. Capitolul 12. Năvălirea lui Șișac Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. În al cincilea an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. Avea 1200 de care și 60.000 de, de călăreți și împreună cu el a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni, suchieni și etiopieni. A luat cetățile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. Atunci prorocul Shemaia s-a dus la Roboam și la căpetenile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Șișac și le-a zis, Așa vorbește Domnul, voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Șișac. Capeteniile lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Shemaia. S-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin șișac. Dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împărățiilor altor țări. Și împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. A luat visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului. A luat tot. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grija căpetenilor alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea 41 de ani când a ajuns împărat și a domnit 17 ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate semințiile lui Israel ca să-și pună numele în ea. Mama sa se numea Naama, Amonita. El a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Faptele lui Roboam, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Shemaia și a prorocului Ido, în cărțile spițelor de neam? Totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. Roboam a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său, Abia. Capitolul 13. Abia, împăratul lui Iuda. În al 18-lea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit trei ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia, fata lui Uriel, din Gibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, 400 de mii de oameni aleși și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu 800.000 de, de oameni aleși, războinici viteji. De pe vârful muntelui Zemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, a abia s-a sculat și a zis, Ascultă-mă, Ieroboame, și tot Israelul! Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca?" Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. Niște oameni de nimic, oamenii răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. Și acum, voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împărăției Domnului, care este în mâinile fiilor lui David, și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care vi-a făcut Ieroboam, ca Dumnezei? N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiilor lui Aaron și pe leviți, și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și șapte berbeci ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Dar cât despre noi? Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fii ai lui Aaron și leviții stau și își împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului, ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru, dar voi l-ați părăsit. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi în fruntea noastră și avem trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copii ai lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Ieroboam i-a luat pe dinapoi cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoi a lor. Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere și 500 de mii de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Abia a urmărit pe Ieroboam și a luat cetăți. Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul cu satele lui. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Dar Abia a ajuns puternic. A avut 14 neveste și a născut 22 de fii și 16 fete. Celelalte fapte ale lui Abia, ce a făcut și ce a spus el, sunt scrise în cartea prorocului Ido. Capitolul 14. Abia a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui, țara a avut odihnă dihnă zece ani. Asa, împăratul lui Iuda. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești și a tăiat astarteele. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui și împărăția a avut pace sub el a zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. El a zis lui Iuda, să zidim aceste cetăți și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porți și cu zăvoare. Țara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat și El ne-a dat o dihnă de toate părțile. Au zidit, dar și au izbutit. Asa avea o oștire de 300.000 de, de oameni din Iuda care purtau scut și suliță și 280.000 din Beniamin care purtau scut și trăgeau cu arcul, toți oameni viteji. Asa biruiește pe etiopieni. Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o oștire de un milion de oameni și 300 de care și a înaintat până la Mareșa. Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în valia Țefata, lângă Mareșa. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Asa și poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viața, căci au fost nimiciți de Domnul și de oștirea lui. Asa și poporul lui au făcut o pradă mare. Au bătut toate cetățile din împrejurimile Gerarului, căci groaza Domnului căzuse peste ele, și au jefuit toate cetățile a căror pradă era mare. Au lovit și corturile turmelor și au luat cu ei o mare mulțime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim. Capitolul 15. Cuvântul lui Dumnezeu către Asa Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis, Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. În vremile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Voi dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Râvna lui Asa, după ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. A strâns pe tot Iuda și Beniamin și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al 15-lea al domniei lui Asa. În ziua aceasta au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră, șapte sute de boi și șapte mii de oi. Au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor, din toată inima și din tot sufletul lor. Și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeul lui Israel, trebuia omorât, fie mic fie mare, fie bărbat fie femeie. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunet de trâmbițe și de buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat o dihnă de jur împrejur. Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mamă sa Maaca să mai fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol astartei. a startei. Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. A pus în casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. N-a fost niciun război până la al 35-lea an al domniei lui Asa. Capitolul 16. Asa face legământ cu împăratul Siriei. În al 36-lea an al domniei lui Asa, Baeșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama ca să nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. Asa a scos argint și aur din visteriile casei domnului și ale casei împăratului și a trimis soli la Ben Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc, și a pus să-i spună, să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine. Ben a ascultat pe împăratul Asa. A trimis pe căpetenile oștirii sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Ionul, Dan, Abel Maim și toate locurile pentru merinde din cetățile lui Neftali. Când a auzit Baeșa, a încetat să mai întărească rama și a pus capăt lucrărilor sale. Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele și lemnele pe care le întrebuința Baeșa la întărirea ramei și le-a întrebuințat la întărirea Ghebei și Mițpei. Mustrarea lui Asa În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda și i-a zis, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii și libienii nu alcătuiau oare o oaste mare cu o mulțime de care și călăreți? Și totuși, Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijini să-i pe el căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor faptele lui Asa, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în Cartea Împăraților lui Iuda și Israel. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe domnul, ci a întrebat pe doftori. Asa a adormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii. Capitolul 17. Iosafat împăratul lui Iuda. În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel, a pus oști în toate cetățile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpetenii în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim, pe care le luase tatăl său Asa. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali. Căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui, fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri, și a avut o mulțime de bogății și slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii în al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpetenile sale, Ben Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. A trimis cu ei pe leviții Shemaia, Netania, Zebadia, Asael, Shemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tob Adonia, leviți și pe preoții Elishama și Ioram. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului au străbătut toate cetățile lui Iuda și au învățat pe oameni în mijlocul poporului. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Niște filisteni au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint. Și arabii au adus și ei vite, 7700 de berbeci și 7700 de țapi. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetățui și cetăți pentru merinde. A strâns multe merinde în cetățile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteși ca ostași. Iată numărul lor după casele părinților lor. Din Iuda, căpetenii peste o mie. Adna, căpetenia cu trei de mii de viteji. După el, Ioanan, căpetenia cu două sute de mii de oameni. După el Amasia, fiul lui Zicri, care se predase de bunăvoie Domnului, cu 200.000 de viteji. Din Beniamin, Eliada, om viteaz, cu 200.000 de oameni înarmați cu arc și cu scut și după el Zozabad, cu 180.000 de oameni înarmați pentru război. Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceea pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite ale lui Iuda. Capitolul 18. Ahab și Iosafat împotriva sirienilor. Iosafat a avut bogății și slavă din Belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani, s-a pogorât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galaad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda. Vrei să vii cu mine la Ramot în Galad? Iosafat i-a răspuns: Eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Apoi Iosafat a zis Împăratului lui Israel: Întreabă acum te rog cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis: Să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galad sau să-mi văd de treabă? Și ei au răspuns, Suiete și Dumnezeu o va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, Nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l putem întreba? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu mi prorocește nimic bun, nu prorocește niciodată decât rău. Este mica fiul lui Imla. Și Iosafat a zis, să nu vorbească așa împăratul. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis, trimite să vină îndată mica fiul lui Imla. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești. Ședeau în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Kenana, își făcuse niște coarne de fier și a zis, Așa vorbește Domnul, cu aceste coarne vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii au prorocit la fel zicând, Suiete la Ramot în Galaad, căci vei avea izbândă și Domnul o va da în mâinile împăratului. Solul, care se dusese să cheme pe Mica, i-a vorbit așa, Iată, prorocii cu un gând prorocesc de bine împăratului. Cuvântul tău să fie dar ca și cuvântul fiecăruia din ei. Vestește de bine. Mica a răspuns. Viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu. Când a venit la împărat, împăratul i-a zis. Mica, să ne ducem la luptă împotriva ramotului din Galad sau să-mi văd de treabă? El a răspuns. Suiți-vă, căci veți avea izbândă și vor fi dați în mâinile voastre. Și împăratul i-a zis: De câte ori va trebui să te pun să juri că nu mi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns: Văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul a zis: Oamenii aceștia n-au stăpân, fiecare să se întoarcă în pace acasă. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: Nu ți-am spus eu, el nu-mi prorocește nimic bun, nu-mi prorocește decât rău. Și mica a zis: Ascultați dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie, și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis: Cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, ca să se suie la Ramot în Galaad și să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: Eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis: Cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și vei izbuti, ieși și fă așa. Și acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a vorbit rău împotriva ta. Atunci Zedechia, fiul lui Kenana, apropiindu-se, a lovit pe mica peste obraz și a zis, Pe ce drum a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească?" Mica a răspuns, Vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Împăratul lui Israel a zis, Luați pe Mica și duceți-l la Amon, căpetenia cetății, și la Ioas, fiul împăratului, și spuneți, Așa vorbește împăratul. Băgați pe omul acesta în temniță și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării, până mă voi întoarce în pace." Și mica a zis: Dacă te vei întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Apoi a mai zis: Voi, toate popoarele, auziți! Moartea lui Ahab, Împăratul lui Israel și Iosafat, Împăratul lui Iuda s-au suit la Ramot în Galad. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, vreau să-mi schimb hainele ca să mă duc la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-au dus la luptă. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă mai marilor peste carele lui. Să nu vă luptați nici cu cel mic, nici cu cel mare, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit mai marii carelor pe Iosafat, au zis, Este împăratul lui Israel!" și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt, Domnul l-a ajutat și Dumnezeu i-a îndepărtat de la el. Mai mari carelor, văzând că nu era împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel între încheieturile armăturii. Împăratul a zis celui ce-i mâna carul, Întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt rănit. Lupta a fost înverșunată în ziua aceea. Împăratul lui Israel a stat în car în fața sirienilor până seara și a murit pe la apusul soarelui. Capitolul 19. Hanani mustră pe Iosafat. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat, Cum de ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să caute pe Dumnezeu. Măsurile pentru împărțirea dreptății Iosafat a rămas la Ierusalim, Apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului de la Berșeba până la muntele lui Efraim și i-a adus înapoi la Domnul, Dumnezeul părinților lor. A pus judecători în toate cetățile întărite din țara lui Iuda în fiecare cetate și a zis judecătorilor, Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum frica Domnului să fie peste voi. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici, pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părintești ale lui Israel. Și iată poruncile pe care li le-a dat, voi să lucrați în frica Domnului, cu credință și curăție de inimă. În orice neînțelegere care vă va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor și anume, cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături și rânduieli, să iluminați ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia lui peste voi și peste frații voștri. Așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Și iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile Domnului și pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile împăratului și aveți înainte ca dregători pe leviți. Întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Capitolul 20. Biruința lui Iosafat asupra moabiților și amoniților. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hațațon Tamar, adică Enghiedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi și a zis, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului tău Israel, și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avraam care te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău zicând... Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum, iată, fiii lui Amon și ai lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-ai ingăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, căci s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf. Și Ahaziel a zis, Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine, pogorâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiți și veți găsi la capătul văii în fața pustiei Ieruel nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spăimântați. Mâine, ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Leviții, dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților, s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti.” Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, Lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în viac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat căci era multă pradă. A patra zi s-au strâns în valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. De aceea au numit locul acesta Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului, în sunete de alăute și de arfe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări, când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur. Sfârșitul domniei lui Iosafat Iosafat a domnit peste Iuda. Avea 35 de ani când a ajuns împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Shilhi. El a mers pe calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate și poporul n-avea inima strâns lipită de Dumnezeul părinților săi. Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, care este cuprinsă în cartea împăraților lui Israel. După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care să meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Ețion Gheber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava din Mareșa, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis, Pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea." și corăbile au fost sfărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Capitolul 21. Iosafat a adormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ioram. Ioram, împăratul lui Iuda. Ioram avea ca frați fii ai lui Iosafat pe Azaria, Jehiel, Zaharia, Azaria, Micael și Șefatia, toți fii ai lui Iosafat, împăratul lui Israel. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur și în lucruri scumpe, împreună cu cetăți întărite în Iuda. Dar împărăția a lăsat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul născut. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Ioram avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului dar domnul n-a voit să piardă casa lui David din pricina legământului pe care îl făcuse cu David și din pricina făgăduinței pe care o făcuse că îi va da totdeauna o lumină lui și fiilor lui. Pe vremea sa, Edom s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda și și-a pus un împărat. Ioram a pornit cu căpetenile și cu toate carele sale. Sculându-se noaptea, a bătut pe Edomiți care îl înconjurau și pe toate căpetenile carelor lor lor. Răscoala lui Edom împotriva stăpânirii lui Iuda a ținut până în ziua de azi. În același timp s-a răsculat și Libna împotriva stăpânirii lui pentru că părăsise pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Ioram a făcut chiar înălțimi în munții lui Iuda, a târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie și a amăgit pe Iuda. I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie care zicea, Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David. Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât la curvie pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab față de Israel, și pentru că ai omorât pe frații tăi, care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău, iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și tot ce este al tău. Iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, care se va îngreuia din zi în zi, până când îți vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii. Și Domnul a ațățat împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor, care sunt în vecinătatea etiopienilor s-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogățiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. După toate acestea, domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie, care era fără leac. Ea s-a îngreuiat din zi în zi și pe la sfârșitul anului al doilea i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în durerii grele. Și poporul lui na ar stămâie în cinstea lui, cum făcuse pentru părinții lui. Avea 32 de ani când a ajuns împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. A murit fără să lase părere de rău în urmă și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților. Capitolul 22 Ahazia, Împăratul lui Iuda. Locuitorii Ierusalimului au pus împărat în locul lui pe Ahazia, fiul lui cel mai tânăr, căci oastea venită în tabără cu arabii, omorâse pe toți cei mai în vârstă. Astfel a început să domnească Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda. Ahazia avea 42 de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri. El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. A făcut ce este rău înaintea domnului ca și casa lui Ahab, căci după moartea tatălui său ei îi erau sfetnici spre pierzarea lui. Târât de sfatul lor, s-a dus cu Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la război împotriva lui Hazael, împăratul Siriei, la Ramot în Galad. Sirienii au rănit pe Ioram. Ioram s-a întors să se vindece la Israel de rănile pe care îi le făcuseră sirienii la Rama când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Azaria, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a pogorât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Israel pentru că era bolnav. Prin voia lui Dumnezeu și spre pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram. Când a ajuns, a ieșit cu Ioram să se ducă înaintea lui Jehu, fiul lui Nimși, pe care îl unsese domnul ca să piardă casa lui Ahab. Și pe când se răzbuna Jehu împotriva casei lui Ahab, a dat peste capii lui Iuda și peste fiii fraților lui Ahazia, care erau în slujba lui Ahazia, și i-a omorât. A căutat pe Ahazia și l-au prins în Samaria, unde se ascunsese. L-au adus la Jehu și l-au omorât. Apoi l-au îngropat căci ziceau: Este fiul lui Iosafat care căuta pe Domnul din toată inima lui. Și n-a mai rămas nimeni din casa lui Ahazia care să fi fost în stare să domnească. Atalia împărătea sa lui Iuda. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât tot neamul împărătesc al casei lui Iuda. Dar Ioșabeat, fata împăratului, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când au fost omorâți și l-a pus cu doica lui în odaia paturilor. Astfel l-a ascuns Ioșabeat, fata împăratului Ioram, nevasta preotului Jehoiada și sora lui Ahazia, de privirile Ataliei, care nu l-a omorât. A stat șase ani ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu și în țară domnea Atalia. Capitolul 23. Ioas se încununează împărat. În al șaptelea an, Jehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute. Aceștia erau Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed, Maaseia, fiul lui Adaia și Elișafat, fiul lui Zicrii. Au străbătut toată țara lui Iuda, și au strâns pe leviții din toate cetățile lui Iuda și pe capii de familii din Israel, și au venit la Ierusalim. Toată adunarea a făcut legământ cu Împăratul în casa lui Dumnezeu. Și Jehoiada le-a zis: Iată că Fiul Împăratului va domni, cum a spus Domnul cu privire la Fiul lui David. Iată ce veți face. A treia parte din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului, preoți și leviți, să facă paza pragurilor. Altă treime să stea în casa Împăratului și o treime la poarta Iesod. Tot poporul să fie în curțile casei Domnului. Nimeni să nu intre în casa Domnului, afară de preoții și leviții de slujbă. Ei să intre căci sunt sfinți. Și tot poporul să facă de strajă cu privire la porunca Domnului. Leviții să înconjoare pe împărat de toate părțile, fiecare cu armele în mână, și oricine va intra în casă să fie omorât. Voi să fiți pe lângă împărat când va intra și când va ieși. Leviții și tot Iuda au împlinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Jehoiada. Și-au luat fiecare oamenii lui, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșau din slujbă în ziua Sabatului, căci preotul Jehoiada nu scutise pe niciuna din cete. Preotul Jehoiada a dat sutașilor sulițele și scuturile, mari și mici, care veneau de la împăratul David și care se aflau în casa lui Dumnezeu. A așezat tot poporul, fiecare cu arma în mână, de la partea dreaptă până la partea stângă a casei, lângă altar și lângă casă de jur împrejurul împăratului. Au adus înainte pe fiul împăratului, i-au pus cununa împărătească și mărturia și l-au făcut împărat. Și Jehoiada și fiii săi l-au uns și au zis: Trăiască Împăratul! Atalia a auzit zarva poporului care alerga și mărea pe Împărat și a venit la popor în casa Domnului. S-a uitat. Și iată că Împăratul stătea pe scaunul său împărătesc la intrare. Căpeteniile și trâmbițele erau lângă împărat. Tot poporul țării se bucura și sunau din trâmbițe, iar cântăreții cu instrumentele de muzică ziceau cântările de laudă. Atalia și-a sfâșiat hainele și a zis, Vânzare, vânzare!" Atunci preotul Ehoiada, scoțând pe sutași, care erau în fruntea oștirii, le-a zis, Scoateți-o afară din șiruri și oricine o va urma să fie ucis." Căci preotul zisese, nu no omorâți în casa Domnului. I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe intrarea porții cailor și au omorât-o acolo. Jehoiada a făcut între el, tot poporul și împărat, un legământ prin care aveau să fie poporul Domnului. Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o, i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Jehoiada a încredințat slujbele casei Domnului în mâinile preoților, leviților, pe care îi împărțise David în casa Domnului ca să aducă arderi de tot Domnului, cum este scris în legea lui Moise, în mijlocul bucuriilor și cântărilor, după rânduiala lui David. A pus ușieri la porțile casei Domnului ca să nu intre nimeni spurcat prin ceva a luat pe sutași, pe oamenii cu vază, pe cei ce aveau putere peste popor și pe tot poporul țării și a pogorât pe împărat din casa Domnului. Au intrat în casa împăratului pe poarta de sus și au pus pe împărat pe scaunul de domnie al împărăției. Tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia. Capitolul 24. Ioas începe să domnească și drege templul. Ioas avea șapte ani când a ajuns împărat și a domnit patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Sibia din Beersheba. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Jehoiada a luat pentru Ioas două neveste și Ioas a născut fi și fiice. După aceea, Ioas și-a pus de gând să dreagă casa Domnului a strâns pe preoți și pe leviți și le-a zis, Duceți-vă prin cetățile lui Iuda și strângeți bani din tot Israelul pe fiecare an pentru dregerea casei Dumnezeului vostru și grăbiți-vă cu lucrul acesta. Dar leviții nu s-au grăbit. Împăratul a chemat pe marele preot Jehoiada și i-a zis, pentru ce n-ai vegheat ca leviții să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise, robul Domnului, și pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul mărturiei? Căci nelegiuita aceea de Atalia și fiii ei au pustit casa lui Dumnezeu și au întrebuințat în slujba baarilor toate lucrurile închinate casei Domnului. Atunci împăratul a poruncit să se facă o ladă și să se pună afară la poarta casei Domnului și s-a dat de veste în Iuda și în Ierusalim ca să se aducă Domnului darea pusă de Moise, robul Domnului, pe Israel în pustie. Toate căpeteniile și tot poporul s-au bucurat de lucrul acesta și au adus și au aruncat în ladă tot ce aveau de plătit. Când vedeau leviții că e mult argint în ladă și că era vremea ca să o dea în mâinile dregătorilor împăratului, venea logofătul împăratului și slujbașul marelui preot și goleau lada. Apoi o luau și o puneau iarăși la loc. Așa făceau în fiecare zi și au strâns mult argint. Împăratul și Ehoiada îl dădeau meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului, care tocmeau cioplitori de piatră și tâmplari ca să dreagă casa Domnului, precum și lucrători în fier și aramă ca să dreagă casa Domnului. Lucrătorii s-au apucat de lucru și au isprăvit ce era de dres. Au pus casa lui Dumnezeu iarăși în stare bună și au întărit-o. Când au isprăvit, au adus înaintea împăratului și înaintea lui Jehoiada argintul care mai rămăsese. Și cu el au făcut unelte pentru casa Domnului, unelte pentru slujbă și pentru arderile de tot, pahare și alte scule de aur și de argint. Și în tot timpul vieții lui Jehoiada, au adus necurmat arderi de tot în casa Domnului. Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. L-au îngropat în cetatea lui David la un loc cu împărații, pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui. Ioas și închinarea la idoli. După moartea lui Jehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit și s-au închinat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat și au părăsit casa Domnului Dumnezeului părinților lor și au slujit astarteelor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul a trimis la ei proroci să întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și i-a zis, Așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și au uneltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatăl lui Zaharia, și a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit, Domnul să vadă și să judece. După trecerea anului, oastea sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și a venit în Iuda și la Ierusalim. Au omorât din popor pe toate căpeteniile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. Oastea sirienilor a venit cu un mic număr de oameni. Totuși, Domnul a dat în mâinile lor o oaste foarte însemnată pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Astfel au pedepsit sirienii pe Ioas. Când au plecat de la el, după ce îl lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Jehoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraților. Iată pe cei ce au uneltit împotriva lui. Zabad, fiul și meatei, o femeie amonită, și Iozabad, fiul Shimritei, o femeie moabită. Cât despre fiii lui, despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el și despre dregerea casei lui Dumnezeu, toate acestea sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. În locul lui a domnit fiul său Amația. Capitolul 25. Amația împăratul lui Iuda. Amația a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Când s-a întărit domnia în mâinile lui, a omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul, tatăl său. Dar n-a omorât pe fiilor, că ce-a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta. Să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Amația a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus după casele părintești, căpetenii peste mii și căpetenii peste sute, peste tot Iuda și Beniamin le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300 de mii de oameni aleși în stare să poarte armele, mânuind sulița și scutul. A mai tocmit cu plată din Israel 100 de mii de viteji, cu 100 de talanți de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii ai lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Amația a zis omului lui Dumnezeu, dar ce să fac cu cei o sută de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns, Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. Atunci Amația a despărțit ceata care i venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda și au plecat acasă cu mare furie. Amația s-a îmbărbătat și și-a dus poporul în Valea Sării, unde a bătut 10.000 de oameni din fiii lui Seir și fiii lui Iuda au prins din ei zece mii de inși vii, pe care i-au dus pe vârful unei stânci, de unde i-au prăvălit în vale, așa încât toți au fost zdrobiți. Însă oamenii din ceata căreia îi dăduse drumul ca să nu meargă la război cu el, au năvălit în cetățile lui Iuda, de la Samaria până la Bethoron, au ucis acolo trei mii de inși și au luat multe prăzi. Războiul cu Ioas, când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, a adus pe Dumnezei fiilor lui Seir și a pus Dumnezei pentru el. S-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. Atunci domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Amația și a trimis la el pe un proroc care i-a zis, Pentru ce ai căutat pe Dumnezeii poporului acestuia când ei n-au putut să-și zbăvească poporul din mâna ta? Pe când vorbea el, Amația i-a zis, Oare te-am făcut sfednic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit? Prorocul a plecat zicând, Știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. După ce s-a sfătuit, Amația, împăratul lui Iuda, a trimis să spună lui Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Jehu, împăratul lui Israel, Vino să ne vedem față în față. Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amația, împăratul lui Iuda. Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban, Dă pe fică ta de nevastă fiului meu. Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. Tu te gândești că ai bătut pe edomiți și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum, stai mai bine acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ți-ar aduce pieirea ta și al lui Iuda? Dar Amația nu l-a ascultat, fiindcă Dumnezeu hotărâse să-i dea în mâinile vrăjmașului, căci căutaseră pe Dumnezeii Edomului. Și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și s-au văzut în față el și Amația, împăratul lui Iuda, la bet lui Iuda. Iuda a fost bătut de Israel și fiecare a fugit în cortul lui. Ioas, împăratul lui Israel, a luat la bet pe Amația, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ioahaz. L-a adus la Ierusalim și a făcut o spărtură de 400 de coți în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta Unghiului. A luat tot aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa lui Dumnezeu la Obed-edom și visteriile casei împăratului a luat și -o statici și s-a întors la Samaria. Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit 15 ani după moartea lui Ioas, fiul lui Joahaz, împăratul lui Israel. Celelalte fapte ale lui Amația, cele din tâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea împăraților lui Iuda și Israel? De când s-a bătut Amația de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim și el a fugit la Lachis dar l-au urmărit la Lachis și l-au omorât. L-au adus pe cai și l-au îngropat cu părinții săi în cetatea lui Iuda. Capitolul 26. Domnia lui Ozia Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani, și l-a pus împărat în locul tatălui său Amația. Ozia a întărit elotul și l-a adus iarăși sub stăpânirea lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinții săi. Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ecolia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său Amația. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească a pornit cu război împotriva filistenilor, a dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei și zidurile Azdodului și a zidit cetăți în ținutul Azdodului și între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur Baal și împotriva maoniților. Amoniții aduceau daruri lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic. Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe poarta Unghiului, pe poarta Văii și pe Unghiu, și le-a întărit. A zidit turnuri în pustie și a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie, și plugari și vieri în munți și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. Ozia avea o oaste de ostași care mergeau la război încete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ye el și dregătorul Maaseia și puse sub poruncile lui Hanania, una din căpetenile împăratului. Tot numărul capilor caselor părintești al vitejilor era de 2600. Ei porunceau peste o oaste de 307.500 de ostași, în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmașului. Ozia le-a dat pentru toată oștirea scuturi, suliți, coifuri, platoșe, arcuri și prăști. A făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter, care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Semeția lui Ozia Dar când a ajuns puternic, Inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oamenii de inimă care s-au împotrivit Împăratului Ozia și au zis: N-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului! Dreptul acesta îl au preoții fiului lui Aaron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ești din sfântul locaș, căci faci un păcat și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților în casa Domnului lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el, și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară, și el însuși s-a grăbit să iasă, pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării. Celelalte fapte ale lui Ozia, cele din tâi și cele de pe urmă, au fost scrise de Isaia, fiul lui Amoț, prorocul. Ozia a adormit cu părinții săi și l-au îngropat cu părinții săi în ogorul de înmormântare al împăraților, căci ziceau, este lepros. În locul lui a domnit fiul său Iotam. Capitolul 27. Iotam, împăratul lui Iuda. Iotam avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Tzadok. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Ozia. Numai că n-a intrat în templul Domnului. Totuși, poporul se strica mereu. Iotam a zidit poarta de sus a casei Domnului și a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal. A zidit cetăți în muntele lui Iuda și cetățui și turnuri în Dumbrăvi. A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon și a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela 100 de talanți de argint, 10.000 de cori de grâu și 10.000 de orz și i-au plătit tot atât pe anul al doilea și al treilea. Iotam a ajuns puternic, pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului, Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui și tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. El avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Iotam a adormit cu părinții săi și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz. Capitolul 28. Ahaz, împăratul lui Iuda. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David a umblat în căile împăraților lui Israel și a făcut chiar chipuri turnate pentru Baal, a ars tămâie în valea fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii săi prin foc, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Aducea jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde. Domnul Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au bătut și au luat un mare număr de prinși de război pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. Pecah, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda 120.000 de oameni, toți viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, pe Azricam, căpetenia casei împărătești, și pe Elcana, care era al doilea după împărat. Copiii lui Israel au luat dintre fraților 200.000 de de prinși de război, femei, fi și fice, și le-au luat multă pradă pe care au adus-o la Samaria. Acolo era un proroc al Domnului numit Oded. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis: În mânia sa, împotriva lui Iuda, i-a dat Domnul Dumnezeul părinților voștri în mâinile voastre, și voi i-ați ucis cu o furie care s-a ridicat până la ceruri. Și credeți acum că veți face din copiii lui Iuda și din Ierusalim robi și roabele voastre? Dar voi nu sunteți vinovați înaintea Domnului Dumnezeului vostru? Ascultați-mă dar și dați drumul acestor prinși pe care i-ați luat dintre frații voștri, căci mânia aprinsă a Domnului este peste voi. Unii dintre capii fiilor lui Efraim, Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meșilemot, Ezechia, fiul lui Shalum și Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat împotriva celor ce se întorceau de la oștire și le-au zis, să nu aduceți aici pe acești prinși de război. Căci, după ce că suntem vinovați înaintea Domnului, voi vreți să mai și adăugați la păcatele și la greșelile noastre. Suntem foarte vinovați și mânia aprinsă a Domnului este peste Israel. Ostașii au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpetenilor și înaintea întregii adunării. Și oamenii numiți pe nume pentru aceasta s-au sculat și au luat pe prinși de război, au îmbrăcat cu prada pe toți cei ce erau goi, le-au dat haine și încălțăminte, le-au dat să mănânce și să bea, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toți cei osteniți și i-au adus la Ierihon, cetatea finicilor, la frații lor. Apoi s-au întors la Samaria. Pedepsele asupra lui Ahaz. Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împărații Asiriei. Edomiții au venit iarăși, au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război. Filistenii au năvălit în cetățile din Câmpie și din partea de miază zi a lui Iuda. Au luat Betșemeșul, Aialonul, Ghederotul, Soco și satele lui, Timna și satele ei, Gimzo și satele lui și s-au așezat acolo căci Domnul a smerit pe Iuda din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel, care avusese o purtare fără frâu în Iuda și păcătuise împotriva Domnului. Tilgat Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Căci Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului el, împăratul Ahaz. A adus jertfă Dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră, și a zis, Fiindcă Dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să-mi ajute. Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. A închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului și a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda ca să aducă tămâie altor Dumnezei și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Celelalte fapte ale lui și toate căile lui, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ahaz a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormintele împăraților lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său Ezechia. Capitolul 29. Ezechia, împăratul lui Iuda Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a a dus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis: Ascultați, mă leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului, Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat, căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în sfântul locaș. De aceea, mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând dar să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea lui, să fiți slujitorii lui și să-i aduceți tămâie. Și leviții s-au sculat. Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii chehatiților, și din fiii merariților, Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui și din gherșoniți, Ioach, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioach, și din fiul lui Elițafan, Shimri și Eiel, și şi din fiul lui Asaf, Zaharia și Matania, și din fiul lui Heman, Yehiel și şi Shimei, și şi din fiul lui Jedutun, Shemaia și Uziel au adunat pe frații lor și după ce s-au sfințit, au venit să curățească și casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Preoții au intrat în lăuntrul casei Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi. În a opta zi a lunii au intrat în pridvorul Domnului și opt zile au curățit casa Domnului. În a 16 -a zi a lunii întâi îi S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis, Am curățit toată casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. Am adus iarăși în bună stare și am curățit toate uneltele pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fără de legile lui. Sunt înaintea altarului Domnului. Jertfele de ispășire Împăratul Ezechia s-a sculat dis de dimineață, a strâns pe mai mari cetății și s-a suit la casa Domnului. Au adus șapte viței, șapte berbeci, șapte miei și șapte țapi, ca jertfă de ispășire pentru împărăție, pentru sfântul locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoților fiului lui Aaron să le aducă pe altarul Domnului. Preoții au junghiat boii și au strâns sângele pe care l-au stropit pe altar. Au junghiat berbecii și au stropit sângele pe altar. Au junghiat miei și au stropit sângele pe altar. Au adus apoi țapii spășitori înaintea împăratului și înaintea adunării, care și-au pus mâinile peste ei. Preoții i-au junghiat și au turnat sângele la piciorul altarului ca ispășire pentru păcatele întregului Israel. Căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea de tot și jertfa de ispășire. A pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute și arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocului Natan, Căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Leviții au luat locul instrumentele lui David și preoții cu trâmbițele. Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar. Și, în clipa când a început arderea de tot, a început și cântarea Domnului, în sunetul trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea de tot și când au isprăvit de adus arderea de tot, împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Apoi împăratul Ezechia și căpetenile au zis leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis, Acum, după ce v-ați sfințit în slujba Domnului, apropiați-vă, aduceți dobitoacele pentru jertfă și aduceți jertfe de mulțumire la casa Domnului. Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe de mulțumire și toți cei pe care îi îndemna inima au adus arderi de tot. Numărul arderilor de tot aduse de adunare a fost de 70 de boi, 100 de berbeci și două sute de miei toate aceste vite au fost jertfite ca ardere de tot Domnului și au mai închinat Domnului 600 de boi și 3000 de oi. Dar preoții erau un număr mic și n-au putut să despoie toate arderile de tot. I-au ajutat frații lor, leviții, până s-a isprăvit lucrarea și până s-au sfințit și ceilalți preoți, căci leviții s-au sfințit mai degrabă decât preoții. De altfel, erau foarte multe arderi de tot, cu grăsimile jertfelor de mulțumire și cu jertfele de băutură ale arderilor de tot. Astfel a fost așezată din nou slujba casei Domnului. Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate. Capitolul 30. Prăznuirea Paștelor Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeul lui Israel. Împăratul, căpeteniile lui și toată adunarea ținuse răsfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuite în luna a doua, căci nu puteau fi prăznuite la vremea lor pentru că preoții nu se sfințiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Lucrul, având încuvințarea împăratului și a întregii adunări, au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Berșeba er până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel, căci de mult nu mai fusese prăznuite după cum era scris. Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenilor lui în tot Israelul și Iuda și, după porunca împăratului, au zis... Copii ai lui Israel, întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi, rămășiță să din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului părinților lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustiirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la Sfântul lui locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi și se vor întoarce în țară. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon. Dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Asher, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpeteniilor, după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea azimilor în luna a doua. A fost o adunare foarte mare. S-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron au jertfit apoi Paștele în ziua a 14-a a lunii a doua. Preoții și leviții, plini de rușine, s-au sfințit și au adus arderi de tot în casa Domnului. Ei ședeau în locul lor obișnuit, după legea lui Moise, omului Dumnezeu, și preoții stropeau sângele pe care îl luau din mâna leviților. Fiindcă în adunare erau mulți înși care nu se sfințiseră, leviții au jungheat ei jertfele de paște pentru toți cei ce nu erau curați, ca să le închine Domnului. Căci o mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon nu se curățiseră și au mâncat paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul, care este bun, să ierte pe toți cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățire. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Astfel, copiii lui Israel, care se aflau la Ierusalim, au prăznuit sărbătoarea azimilor șapte zile cu mare bucurie și în fiecare zi leviții și preoții lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea lui. Ezechia a vorbit inimii tuturor leviților care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. Șapte zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulțumire și lăudând pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte șapte zile și au prăznuit cu bucurie încă șapte zile. Căci Ezechia, împăratul lui Iuda, dăduse adunării o mie de viței și șapte mii de oi, iar căpetenile i-au dat o mie de viței și zece mii de oi și mulți preoți se sfințiseră. Și s-a bucurat toată adunarea lui Iuda și preoții și leviții și tot poporul venit din Israel și străinii veniți din țara lui Israel s-au așezați în Iuda. A fost o mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Capitolul 31. Orânduiri cu privire la slujbe. Când s-au isprăvit toate acestea, toți cei din Israel care erau de față au plecat în cetățile lui Iuda și au sfărâmat stâlpii idolești, au tăiat astarteele și au surpat de tot înălțimile și altarele din tot Iuda și Beniamin și din Efraim și Manase. Apoi toți copiii lui Israel s-au întors în cetățile lor, fiecare la moșia lui. Ezechia a așezat din nou cetele preoților și leviților după șirul lor, fiecare după slujbele sale, preoți și leviți, pentru arderile de tot și jertfele de mulțumire, pentru slujbă, pentru cântări și laude, la porțile taberei Domnului. Împăratul a dat o parte din averile lui pentru arderii de tot, pentru arderile de tot de dimineață și de seară și pentru arderile de tot din zilele de sabat, de lună nouă și de sărbători, cum este scris în legea Domnului și a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului, să dea preoților și leviților partea cuvenită lor, ca să țină cu scumpătate legea Domnului. Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele din tâi roade de grâu, de must, de unt, de lemn, de miere și din toate roadele de pe câmp. Au adus din belșug și zeciuiala din toate. Totodată, copiii lui Israel și Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au dat zeciuiala din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor și au făcut mai multe grămezi. Au început să facă grămezile în luna a treia și au isprăvit în luna a șaptea. Ezechia și căpetenile au venit să vadă grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul său Israel și Ezechia a întrebat pe preoți și pe leviți de grămezile acestea. Atunci marele preot Azaria din casa lui Tzadok i-a răspuns. De când au început să se aducă darurile în casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul său. Și iată ce mare grămadă a mai rămas. Ezechia a dat poruncă să pregătească niște cămări în casa Domnului și le-au pregătit au adus în ele cu credincioșie darurile de mâncare, zeciuiala și lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija lor și fratele său și mei era al doilea după el. Yehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia erau întrebuințați sub cârmuirea lui Conania și a fratelui său și mei după porunca împăratului Ezechia și a lui Azaria, căpetenia casei lui Dumnezeu. Levitul Core, fiul lui Imna, ușier în partea de răsărit, avea grijă de darurile de bunăvoie aduse lui Dumnezeu ca să împartă ce era adus Domnului prin ridicare și lucrurile prea sfinte. În cetățile preoțești, Eden, Miniamin, Iosua, Shemaia, Amaria și Shecania erau puși sub cârmuirea lui ca să împartă cu credincioșie fraților lor, mari și mici, partea cuvenită lor după cetele lor celor de parte bărbătească înscriși de la vârsta de trei ani în sus, tuturor celor ce intrau zilnic în casa Domnului ca să-și facă slujba după însărcinările și după cetele lor, preoților înscriși după casele lor părintești și leviților de la 20 de ani în sus, după slujbele și după cetele lor. La toată adunarea preoților și leviților înscriși cu toți pruncii lor, cu nevestele lor, cu fiii și fiicele lor, căci erau fără prihană în împărțirea lucrurilor sfinte și pentru fiii lui Aaron, preoții, care locuiau la țară în împrejurimile cetăților lor, erau în fiecare cetate oamenii numiți anume, ca să împartă părțile cuvenite tuturor celor de parte bărbătească din preoți și tuturor leviților înscriși. Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat, înaintea Domnului Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. Capitolul 32 Năvălirea lui Sanherib, Împăratul Asiriei După aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, Împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite, cu gând să pună mâna pe ele. Ezechia, văzând că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpetenile sale și cu oamenii lui cei viteși ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui. S-au strâns o mulțime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ținutului aceluia. Pentru ce, ziceau ei, să găsească împărații Asiriei la venirea lor ape din belșug? Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo în cetatea lui David și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. A pus căpetenii de război peste popor și i-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetății. Vorbindu-le inimii, a zis, Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea Împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, Împăratul lui Iuda, Trimișii lui Sanherib. După aceea, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, pe când era înaintea Lachisului cu toate puterile lui. I-a trimis la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la toți cei din Iuda care erau la Ierusalim să le spună: Așa vorbește Sanherib, împăratul Asiriei. Pe ce se bizuie încrederea voastră de stați impresurați la Ierusalim? Oare nu vă amăgește Ezechia ca să vă dea morții prin foamete și prin sete când zice, Domnul, Dumnezeul nostru, ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei? Oare nu Ezechia a îndepărtat înălțimile și altarele Domnului și a dat porunca aceasta lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați numai unui altar și să aduceți tămâie numai pe el? Nu știți ce am făcut noi, eu și părinții mei, tuturor popoarelor celorlalte țări? Dumnezeii neamurilor acestor țări au putut ei să le izbăvească țările din mâna mea? Care dintre toți Dumnezeii acestor neamuri pe care le-au nimicit părinții mei a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea? Pentru ca să vă poate izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea. Să nu vă amăgească Ezechia, dar și să nu vă înșele astfel. Nu vă încredeți în el, Căci Dumnezeul niciunui neam, niciunei împărății n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinților mei. Cu cât mai puțin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea. Slujitorii lui Sanherib au mai vorbit și alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva robului său, Ezechia. Și a trimis o scrisoare batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeului Israel, vorbind astfel împotriva lui. După cum Dumnezeii neamurilor celorlalte țări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbăvi pe poporul său din mâna mea. Slujitorii lui Sanherib au strigat cu glas tare în limba evreiască pentru ca să arunce groaza și spaima în poporul din Ierusalim care era pe zid și să poată pune astfel stăpânire pe cetate au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului, ca despre Dumnezeii popoarelor pământului, care sunt lucrarea mâinilor omenești. Nimicirea lui Sanherib Împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Atunci domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpetenile și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. A intrat în casa Dumnezeului său și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și a ocrotit împotriva celor ce îi împresurau. Mulți au adus Domnului daruri în Ierusalim, și au adus daruri bogate lui Ezechia, împăratul lui Iuda, care de atunci s-a înălțat în ochii tuturor popoarelor. Boala și moartea lui Ezechia În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de must și de unt de lemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și-a zidit cetăți și a avut belșug de boi și de oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Tot Ezechia a astupat și gura de sus a apelor Gihon și le-a adus în jos spre Apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului Soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui Evlavioase sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amos, în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ezechia a adormit cu părinții săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte și în locul lui a domnit fiul său Manase. Capitolul 33. Manase, împăratul lui Iuda. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare balilor, a făcut idoli Astartei și a și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și-a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, un blac cu descântece și vrăjitorii, și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon. În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate semințiile lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie nu voi mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea, a zidit afară din cetatea lui David la Apus, spre Gihon, în vale, un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. A înlăturat din casa Domnului Dumnezeu străin și idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Poporul jertfea tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor care i-au vorbit în numele Domnului Dumnezeul lui Israel sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălțim și a înălțat idoli astartei și chipuri cioplite înainte de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai. Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în casa lui și în locul lui a domnit fiul său Amon. Amon, împăratul lui Iuda. Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au omorât în casa lui. Dar poporul țării a ucis pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și în locul lui, poporul țării a pus împărat pe fiul său Iosia. Capitolul 34. Iosia, împăratul lui Iuda. Iosia avea opt ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al optulea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfârmat idolii astarteei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalimul în cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni, în mijlocul dărâmăturilor lor, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astarteei și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Ațalia, pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Joahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului, Dumnezeului său s-au dus la marele preot Hilchia și au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu, pe care îl strânseseră leviții păzitori ai pragului, de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel, și de la tot Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului. L-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea casei Domnului, iar ei l-au dat tâmplarilor și zidarilor ca să cumpere pietre cioplite și lemne pentru grinzi și pentru căptușitul clădirilor pe care le stricaseră împărații lui Iuda. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Erau puși sub privegherea lui Yahat și Obadia, leviți din fiii lui Merari, și a lui Zaharia și Meșulam, din fiii Chehatiților. Toți aceia dintre leviți care știau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alți leviți, logofeți, drăgători și ușieri. Găsirea cărții legii în clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hirchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hirchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea. Și când a dat socoteală împăratului, a zis: Slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile priveghetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: Preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care va trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume, toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care va trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul: Iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus Împăratului răspunsul acesta: Înnoirea legământului. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și toți locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui, nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Capitolul 35 Prăznuirea Paștelor Iosia a prăznuit Paștele în cinstea Domnului la Ierusalim și au jertfit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. A pus pe preoți în slujbele lor și i-a îmbărbătat la slujba casei Domnului. A zis leviților care învățau pe tot Israelul și care erau închinați Domnului, Puneți chivotul sfânt în casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. N-aveți să-l mai purtați pe umeri. Slujiți acum Domnului Dumnezeului vostru și poporului său Israel. Pregătiți-vă după casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris David împăratul lui Israel și fiul său Solomon. Luați-vă locurile în sfântul locaș, după feluritele case părintești ale fraților voștri, fiii poporului și după înșiruirea caselor părintești ale leviților. Jertfiți Paștele, sfințiți-vă și pregătiți-le pentru frații voștri în tocmai după cuvântul Domnului, rostit prin Moise. Iosia a dat oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei și capre în număr de treizeci de mii, toți pentru Paște și 3000 de boi. Aceștia au fost luați din averile împăratului. Căpeteniile lui au făcut de bunăvoie un dar poporului preoților și leviților. Hilchia, Zaharia și Yehiel, mai mari casei lui Dumnezeu, au dat preoților pentru Paște 2600 de mii și 300 de boi. Conania, Shemaia și Netaneel, frații săi, Hașabia, Yehel și Iozabad, capii leviților, au dat leviților pentru Paște 5.000 de mii și 500 de boi. Astfel s-a întocmit slujba și preoții și leviții și-au luat locul după cetele lor după porunca împăratului au jertfit paștele. Preoții au stropit sângele pe care îl luau din mâna leviților și leviții au jupuit vitele de piele. Au pus deoparte arderile de tot ca să le dea cetelor caselor părintești ale oamenilor din popor, ca să le aducă Domnului, cum este scris în cartea lui Moise. Tot așa au făcut și cu boii. Au fiert paștele la foc după o rânduială și au fiert lucrurile sfinte în cazane, căldări și tigăi și le-au împărțit în grabă la tot poporul. Apoi au pregătit ce era pentru ei și pentru preoți, căci preoții, fiii lui Aaron, au avut treabă până noaptea cu aducerea arderilor de tot și a grăsimilor. De aceea au pregătit leviții pentru ei și pentru preoți, fiii lui Aaron. Cântăreții fiului lui Asaf stăteau la locul lor, după rânduiala lui David, lui Asaf, lui Heman și lui Jedutun, văzătorul împăratului. Ușierii, de asemenea, erau la fiecare ușă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci frații lor leviții au pregătit ce era pentru ei. Astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască Paștele și să aducă arderile de tot pe altarul Domnului, după porunca Împăratului Iosia. Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și sărbătoarea azimilor șapte zile. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite paștele acestea. Iosia ucis După toate aceste lucruri, după ce adres Iosia casa domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte și Neco i-a trimis soli să-i spună, Ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda?" Nu împotriva Tavin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Meghido. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi, Luați-mă căci sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul au plâns pe Iosia. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și au ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui Evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, cele din tâi și cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Capitolul 36. Domnia lui Ioahaz. Poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. Ioahaz avea 23 de ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni la Ierusalim. Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste țară un bir de 100 de talanți de argint și de un talant de aur. Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, și a schimbat numele în Ioachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz și l-a dus în Egipt. Ioachim Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva lui și l-a legat cu lanțuri de aramă ca să-l ducă la Babilon. Nebucadnețar a dus la Babilon unelte din casa Domnului și le-a pus în casa lui, în Babilon. Celelalte fapte ale lui Ioachim, urăciunile pe care le-a săvârșit și răul ce se afla în el, sunt scrise în Cartea Împăraților lui Israel și Iuda. Și în locul lui a domnit fiul său Ioachim. Ioachin. Ioachin avea opt ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni și zece zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. În anul următor, împăratul Nebucadnețar l-a dus la Babilon împreună cu uneltele scumpe ale casei Domnului. Și a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioachin. Zedechia, Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucanețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. Toate căpetenile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urăciunile neamurilor și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Domnul Dumnezeul părinților lor a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerilor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul Gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpeteniilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei i-au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor șaptezeci de ani. Porunca lui Cir în cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece.